ți-am promis că o să te iau, o să te iau cu mine, dacă ar fi să plec. Acum te las, te părăsesc, te aș lua cu mine, dar n-am bani de bilet. Și ți-am promis, dacă ar fi să plec. Acum te las, te las, n-am bani de bilet. Spectaculos, frumos, nota 10! Oameni buni, în baletul emisiunii noastre vin și artiști internaționali să danseze. Adrian Sână, mulțumim mult de tot! Pentru că, după câte știți, omul a cucerit lumea cu trupa Accent. Uitați cum au venit colegele cu microfonul, foarte frumos! Nu știu cum se descurcă la emisiunea ta, dar sunt niște dansatori senzaționali. Să știi că ei pot să meargă de acum încolo cu tine în concerte, fie ca în India, în Pakistan, în Moscova, în Spania, ei pot să meargă în balet. Ei chiar au dovedit că în 10 minute au învățat perfect dansul ăsta. Felicitări, chiar felicitări. Perfect! Merită o primă de Crăciun! Asta zic și eu! Bravo! Ia, mai da, bravo! Adi, bună ziua încă o dată! Să știți că Anca nu se uită la emisiune, este cu Ana Vladislav, colega Serios? Noastră, la o plimbare, da, la plimbare ca fetele. Ce informat Așa ești. Că poți să spui sincer pe o insulă pustie cu care dintre dansatoarele noastre ai vrea să mergi, că nu se uită, crede, mă, e cu Ana. Cu dragostea mea. Prima iubire am vrut să zic, cu prima iubire. Prima iubire nu se uită da. Niciodată. Greta... Mai zi ceva, nu mai. Ești o dansatoare pe cuvânt, dacă nu știi. Da, ai rămas la fel de talentată. Deci, fii sincer cu mine, suntem în postul Crăciunului și nu trebuie să păcătuim. Da. Adică să mințim. Da. Fii sincer, ți-ai imaginat-o pe Greta în costum de baie pe plajă? Între palmieri. Stai așa. Poți okay. să nu răspund la întrebarea asta? Corect, altă întrebare, exact. Okay. Oameni buni, este Adrian Sână, omul ăsta cântă de mai bine de 20 de ani și a reușit an de an să scoată câte un hit, iar piesele astea rămâne muritoare, cu ți-am dat bani de bilete, ți-am promis... Dragoste de închiriat, buchet de trandafiri și ți-am promis că o să te iau cu mine, n-am bani de bilete. Tică. Mamă, pe lângă faptul că au devenit celebre și coreografiile de-a lungul timpului. Da, da. Chiar mă bucur, nu știu, mă etichetează lumea pe Instagram în fiecare săptămână, în fiecare weekend, cântecele astea se cântă în toate cluburile din țara asta și sunt șocat pentru că au trecut 17-18 ani. Asta pot să spun și eu, colegii mei au fost la o petrecere la Nostalgia și la un moment dat se dansa acolo pe muzica celor de la Accent. Da. Dar mi-a plăcut și dansul, perfect, foarte bine. Da, norocul, sincer, eu l-am uitat, adică câteva legături l-am uitat. Dar felicitări coregrafului. Petrișor Ruge, nota 10, coregraful nostru. Petrișor, liniuță jos, Ruge, oameni buni. Îți mulțumim mult de tot. Acum aș întreba-o pe Iulia Albu dacă se uită la emisiune. Bă, se poartă șosete roșii? Păi nu vine Moș Crăciun? Ai dreptate, de Crăciun, fii mai mult, fii mai mult. Și nici nu sunt rupte, mă? Adică, sunt de calitate. El este Adrian Sână, dați-i follow pe Instagram, dați-i follow pe Facebook. E un băiat senzațional și are o familie foarte frumoasă. La nu ne mai dai vești ceva? Vreau să vă aduc câte o veste în fiecare an. O cel puțin o dată la 9 luni. Perfect, îți mulțumim mult de tot că ai venit mulțumesc pe la mult. Noi Adrian Sână, follow pe Instagram, Crăciun pe Facebook fericit e un băiat senzațional. Crăciun fericit.